Hei, unicornilor, eu sunt Ana și astăzi am revenit la un nou vlog și astăzi am venit aici la Orheile Vechi să vizitez ferma veche ca să văd cum trăiesc oamenii la sară, pentru că mi-este foarte, foarte interesant să vizitez animalele și pentru prima dată în viața mea o să mulg o vacă. Haideți cu mine! Ce priveliște minunat avem în spatele meu! Wow, super! Este extraordinar! Eu pe un fel de tractor cu o căruță în față. Așa, sigur că nu se conduc pentru că nu am permis de conducere, dar pe viitor cine știe? Ala unicorn o să conduce un tractor din ăsta. Acum să vedem cum ne dăm jos pentru că eu... Aleluia! Sunt în viață! Ce m-ai mușcat? M-am mușcat. Nu-ți faci să mă mușc. Să nu mă mușc. Nu mă mușc, băi. Băi. E rău? E rău? Mami. Vreau iepuri în casă. Uite cât de drăguț ies. Și cum e? Ia uitați-vă cum îi ador. Iepure pe un alt iepure. Unicornilor, a venit doamna să mulgă vaca și acum vreau să mă învăț și eu să mulgă vaca, pentru că în viața mea nu am mânză vaca și chiar vreau să văd cum e. Bună, doamna, mânge vaca, eu mă duc să iau un iepuraș. Mi-e frică. Nu mușcă, nu... Nu, doar așa puțin. Aia largă. Mușcă? Nu. De mușcă? Cât de drăguț! Una! Are ochii roșii. Hei! Ce faci? Oh, ești un iepuraș cu minte, da? Uite, uite-vă ce urechiși are. Și ca să nu-l tinem, îl băgăm în loc. Auci! M-a zgârviat. Iar acum o să vedem cum se coace pâinea. Ia uitați-vă. Am dat-o în cuptor. Ia uitați-vă. Și aia e scoase. Cum da. Ia uitați-vă. Nu cred că eu beau așa lapte, gen de la... E un picidat. Uitați-vă, sunt și încăluți. Trebuia să-mi aduc un corn de acasă și-l făceam un corn. Da? Să vă spun sincer, Ileana pe mine uneori mă numea Văcuță. Dar eu nu prea văd asemănarea, adică... Nu știu, dacă vă vedeți asemănarea, vă rog, scrieți în comentarii. Să nu mă mai numești vacă, că eu nu sunt vacă, eu sunt unicorn. Eu nu văd nicio asemănare, pentru că nu am pete negre, nu am coadă, nu am urechi din astea, nu am coarne. Am doar un singur corn, pe care acum la moment nu l-am, dar în fine. Așa că da. Hai, hai în șarpe. Hai. Nu-ți prin ieșele. Au! Eu vă și pipi. Nu. Da, da, să nu fac pipi. Tras. Au! Cățul meu din oraș, nu cățul de țară. Să duci la Măzvași. Dar vreau să încerc pentru prima dată, că eu niciodată n-am mânt o vacă. Deci, din păcate nu mi-a ieșit, adică a ieșit de două ori lapte. Și doamna mi-a zis nu caut miere de la țară. De la țară, pentru că... În fine, ați înțeles voi, aici avem niște capre. De gust, da.
Trăiesc, cucuiesc, mama, mă știți, cuiesc, că mama, mă bătă ceva. Și acum mergem la măgar. Eu mă numesc Ana, tu ești un măgar. Nu știu cum te cheamă, dar știu că ești... Nici încoace să vedeți ce dinți are. Trebuie să-i speli pe dinți. Trebuie să-l ducem la un dentist să-i facă, să-i pună aparat dentar și să-i speli dinții, pentru că are dinții cam galbeni. Așa că, da. Vreți? Da. Deci vreau să vă spun că la fiecare oră, nu știu cum știe cât e ceasul și tot așa mai departe, dar la fiecare oră măgarul rage, urlă, face exact așa. Iar acum vom merge și ne vom urca în căruță. Când este și uite apasă pe... Oh, sănătate! It's corona time! Sănătate! Ce aici avem un măgăruț? Super de gură! Vreau măgăruțile! Că vine și frumos, da? Hai să urcăm în căruț! Sper că cu kilogramele mele nu o să urcă căruța. Și hai să pornim la drum! Di măgar! Deci faceți cunoștință cu Giuliana Beregoi și Ana Beregoi. Deci asta sunt și asta e Giuliana. Vreau să vă zic că aici este incredibil de frumos. Eu știam că în Orheiul Vechi sunt mai multe locuri frumoase, dar aici este extraordinar. Și uitați-vă, aici avem un lac. Haideți la el. Tata, o ajuns înaintea mea. Deci am auzit de la cineva că aici crește levânțică și este deja înflorită. Ia uita! Vai, ce frumos e aici! Uitați-vă sus, este mănăstirea Orheiului Vechi. Este superb aici. Uitați-vă cum s-a primit pâinea, se numește hălubaș, bunicul s-a scos. Mulțumesc mult! Și sănătate! Așa, mulțumesc mult! De asemenea, este și campor. E foarte bun. Prieteni, eu vreau să vă spun că este foarte simplu să construiești o casă. Tot ce trebuie să faci. Te descalți. Bine, intrăm cu picioarele. Își faci așa. Exact așa, mergi, iar apoi toată compoziția asta o pui într-o formă și se face lampaci. E cum? Lampaci sau chirpici de lut. Ia uitați-mă aici. Avem puișori! De aici vă merge să ne spălăm pe picioare, iar apoi vom vedea cum se țese covorul. Oh my god, ia uitați-vă aici! Avem toate culorile curcubeului și probabil bunicuța se așează aici și se iese covorul. Wow! Și ia uitați-vă cum iese! Așa ceva sau așa ceva, ia uitați-vă! Aici avem deja jumătate din covor, îl avem deja.
câte culori frumoase sunt aici. Unicornilor, m-am simțit extraordinar aici la ferma veche din Orheiul Vechi. Vă invit și pe voi aici împreună cu prietenii voștri pentru că o să vă placă enorm aici. Este foarte, foarte frumos și găsiți niște activități super interesante despre care probabil nu ați mai auzit. Eu vă pup, unicornilor, și noi ne revedem data viitoare.